Când la un eveniment monden ajung Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, distracția e asigurată. Așa s-a întâmplat și la deschiderea restaurantului colegei lor de la Te Cunosc de Undeva, Bella Santiago. Eu gătesc acasă. Serios? Da, eu gătesc mâncare filipineză, de aia am avut inspirație să facem restaurant filipinez, pentru că am văzut că soțul meu îi place mâncare filipineză și tot prietenul meu a fost multe prieteni al meu românești, români. Îi place foarte mult mâncare filipinezi. Zi-mi ce știi în filipineză. Știam asta cu cincinul. Cum îi zicem? Cum a zis, mă? Eu nu, voi dacă ne... Noroc, de-astea. Filipine n-au cuier. Auzi, în Filipine unde aruncați? Nu, că e cald acolo, n-au haine de blană. Scuzați, în Filipine n-aveți cuier? Nu, că n-au haine de blană. Aruncați hainele de pe voi așa? Ai fost în Filipine? Nu, dar am fost aproape. Ce mi-e Thailand, dar pentru mine e la fel. Oricum, de tot zona aia, știi? A fost în Thailand, dar nu mai vreau să ajung. A fost superb. Dar pe unde am fost noi, sărăcie. Bine, voi ați fost, nu vorbim de... Mănânci ce prinzi. Ai fost și în vacanță în Thailand? Nu, niciodată. Niciodată. Nu, după Asia Express nici nu o să mă mai duc vreodată în zona aia, în partea aia lumii nu o să mă mai duc. Mie îmi place aici la noi, cu zăpadă. Tu ce ai făcut în vacanță? Care vacanță? Vacanța ta de iarnă. 7 zile, 7 de... Am avut 7 zile în care n-am știut cum să fac, să fiu peste tot, și n-am avut nicio zi de fapt liberă, că în alea 7 zile a trebuit să pregătim și noi sărbătorile și asta. Deci, așa, mai pe lângă casă. Am fost plecat un pic la Sarmizegetuza câteva zile, vreo 3 zile, și mi-a ajuns că nu se face. Pentru că prietenul la nevoie se cunoaște, Nasrin l-a dat în fapt pe Andrei Ștefănescu. Când nunta? Chiar când nunta. După mine? După Nasrin. E rândul ei. E rândul meu. A, nu, înainte. Stai, care, pe care nășește? Eu pe tine sau m-am uitat? Noi pe amândoi. Important e să... Eu cred că tu vei fi nășită de Andrei, că nu așa. Nu, Doamne, ferește, pe ăsta uită să vină la nunta mea. Serios? Nu, ce, e bunul coleg. Ar uita, adică are, e atât de haotic încât ar uita să vină la nunta mea. Și la nunta mea. Dacă mă sună și începeți că ești nașa astăzi, eu vin, să știți. M-am reapucat de sală, am 52 de kilograme, în două luni o să iau 5... O să iau 3 kg și vrei să te îngrași? Să mă îngrași? Masă, multă, masă. O masă, da. Scaunii mai trebuie, că-s masare. Hai să spunem ce faci în pauze, vrei? Ce fac? Facem pauze. Deci, noi avem un bucătar, da? Șef Munti. Da. Gătește timp de 4 ore, da? Bun. La final, invitații, că tu știi bine. Da. Și noi mergem să mâncăm, colegii. E, da. Ștefănescu merge din pauză în pauză să mănânce. Aha. Să guste. Ajung invitații să mănânce. Și la final, se mai pun noapte la masă. Acum eu vă spun și o chestie. Tu îți vin invitații. Bă, vine invitatul, nu poți să-i dai mâncare la plezneală. Trebuie cineva să guste în permanență. Ăsta Munti nu gustă, că e cu obrazul. Și eu mă duc în fiecare pauză și gust, să văd fiecare pas, dacă e ok, dacă e sărat, dacă e aia. Că vine omul, vede că nu e... Gustă că este o fată... Da. Plus vorba aceea, machiajul, chestii, nu? Ai înțeles? Și atunci trebuie cineva să se sacrifice. Eu, de fapt, fac un sacrificiu. Eu mă sacrific în fiecare zi, să nu mănânci pe prostie, să nu... Hai, bă, să nu fie nesărată. Sunt prea multe condimente, prea multă carne. Lăsa, ce responsabilitate mare am eu. Noi îl bănuiam de altceva, vezi? Nu. Chiar îți mulțumim pentru că existi. Ce-ai, mă? Ai fost vreodată în Filipine? Nu, dar nici nu mi-am dorit să merg, că puteam să știți, dar nu a fost cazul. Noi am văzut o grămadă de oameni din aceștia minunați, cu ochii migdalați, un pic întinși spre spate. Doi ani la Asia Express, pe că ați văzut. Și mi-e de ajuns. 10 ani trebuie să stau să mă liniștesc, să văd ăștia ai noștri cu ochii. Și după aia, poate, dacă mai vreau să mai văd, am să iau o bonă filipineză, să stea în casă, că am înțeles că sunt foarte talentate. Vă zicea Andrei mai devreme că nu vrea să mai ducă în Asia, după ce a fost 2 ani la rând în Asia Express, nu nici în vacanță, nici nimic. Mă gândeam astăzi, vă-ți dau cuvântul meu de onoare, chiar mă gândeam astăzi. Eram la semafor și am văzut un homeless care era la semafor. Nu era nicio diferență între mine și el,
doar că el e în România și eu eram în Asia. Deci, e ca și cum te-ai duce fără bani să... Uite! Bă, ia vină! Ce m-am gândit asta? Astăzi, am văzut un homeless la semafor. Și am zis... Noi? Am fost în America. Și m-am gândit așa, care era diferența între noi doi în Asia, homeless, nu? Vrei să spun eu? Asta o ducea bine. Da. Înțelege că noi, o duce bine, mă. Noi trebuia să stăm fără bani, fără cazare, fără absolut nimic, fără absolut nimic. Și nu să dea nimeni niciun ban. Aici mai găsești unul să aduce un leu pe geam. Nu? Acolo dacă cereai bani... Să te duci. Ba da, cereai, dar n-aveai voie să pui mâna pe bani. N-aveai voie să pui mâna pe bani, da. Ce să faci cu? Adică e același lucru. Deci nu, noi am fost homeless... Asta o duce bine. Eu sunt chiar invidios. A fost o experiență tare frumoasă, avem o vârstă, am făcut-o, mulțumesc Dumnezeu și Monei că ne-a chemat și s-a gândit la noi, da, gata. Da, da, orice început are în sfârșit. Mai putem. Nu, nu mai ducem. Hai să stă și la tineri acum care s-au dus ăștia tineri. Lasă-i să cadă și pe corp, am înțeles că au venit în genunchi. Asta, tânără, cum o cheamă, mă? Asta, mă, Monica. A fost cu noi la... Maria Buză. Maria Buză. Ăștia tineri. Puștime. Să vină, lasă că am înțeles că au venit în genunchi toți. Mașinile sunt ok, gata? Nu sunt mașini. Ok, am început să nu mai știu să vorbesc bine românește. Să număr zilele. Să număr zilele, să fac BMW-ul ăla și m-am blocat la început. Mi s-a stricat trapa. A venit un deștept și mi-a rupt plasticurile de la trapă și nu mai am de unde să... Deci e groaznic, nu mai pot să fac nimic. Dar aștept pariu cu domnul Capatos de Ziua Îndrăgostiților, unde va fi o lună și ceva. O lună și ceva, dar vezi că ăla se mișcă, după cum am văzut eu, mai încet un pic. De-abia aștept să fie înlocuit, să vadă lumea că e foarte simplu să faci ceea ce face Dan Capatos și s-ar putea să aibă mai mult rating și poate cine știe, rămâne prietenul meu în locul lui Dan și atunci am și o pilă la Antena 1. Măi, lasă că așa au zis și despre tine, Nasia, că e ușor și n-am fost ușor. Da, 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 nu duce niciun ghiozdan în spate. Nu se aruncă, dăm și mie, nenea, vreau și o papică. El are pauzică, are tot ce trebuie. Vrei să vedem ce a adus Bela acolo? Vrei să mănânci? Văd, eu aș vrea să gust, dar ascultă-mă ce spune. De fiecare dată când mergi la o petrecere și e mâncare în primă vedere, la prima vedere, la prima audiție, la prima gustare, îi lași pe ei să mănânce un pic, aștepți un 20 de minute, să cum avea fața. Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, ăștia paharnici, gustătorul Gică, eu am gustătorul Andrei. El gustă acum, el oricum nu se poate abține la borta pe care o are. Andrei, cum e? Bună? Bună? Ai văzut? El gustă pentru mine, stau 20 de minute, în caz de se duce la baie, e o problemă, nu mai mâncăm, dacă nu se duce la baie, mâncăm cu toții. Dar să ne... Sau nu e ăsta, adică... Vă-ați